Nu te poți bate cu Silvia. Niciodată. Asta e adevărat. Deci crede-mă, dacă eu aș concura vreodată cu cineva din orice punct de vedere, aici în România, pe micile, marile ecrane care sunt, crede-mă, dacă vreau să joc teatru, joc teatru, dacă vreau să joc film, chiar joc film, fac film, dacă vreau să fiu proastă, sunt proastă. Deci chiar nu mă ia nimeni când vreau să fac ceva cu adevărat. Și s-a demonstrat asta. Și nu vreau să fiu nici lipsă de modestie, pentru că nu mă caracterizează. Eu știu ce pot, am dovedit-o în diverse. În fine, trecem. Dar într-adevăr, nu am fost unde trebuia să fiu. Da. Deci, sloți, eu trebuia să fiu. Ce trebuia să fiu eu? Undeva pe scenă. Pe scenă. Am înțeles. În juriu, nu mi-au dat nici juriu. M-au dat afară de nu știu câte ori. Deci eu pot să palma să fiu prin acolo. Dar fine, asta e și chestia așa. Mi se părea destul de justificat să fii acolo, având în vedere că ai fost concurent în două sezoane și ai și câștigat. Nu asta, dar când cineva îți spune, în fine, când cineva îți spune că așa va fi și vei merge și spui da și după 5 luni îl dau afară și pe ăla și pe tine și așa mai departe, poate când ești și spui să întrebi. Dacă nu frești carasul, nu ajungi nicăieri în România. Vorbiți frumos. Că nu e emisiune de pescărie aici. Dacă ai fi să faci așa o, nu știu, să zici, bă, era o concurentă care era foarte puternică, era în afară de tine. Nu există. Da. Nu, pentru că știi ce zice Kanye? Măi, cu tot respectul, admir foarte multă lume din România, dar pe nimeni mai mult decât mine. Și atunci nu, pe locul 2 nu, pe locul 3 da, ar putea fi cineva, dar pe locul 2 nu. Trebuie personal, e părerea mea. Adică eu, dar în top al persoanelor care te-ai războit așa, care... Dar nu m-am războit niciodată nimic cu nimeni. Eu singurele războaie pe care le-am avut în acea emisiune au fost datorită faptului că lumea nu înțelege atunci când tu vorbești despre exteriorul tău. Eu niciodată nu vorbesc despre ce posezi tu în adâncuri, în minte și așa mai departe. Eu mă refeream strict la o ținută. În momentul în care cineva te pune să jurizezi persoana din fața ta, e ca și când m-ai întrebat tu, Oana, m-am îmbrăcat bine astăzi. Eu nu te cunosc pe tine suficient de mult ca să, în primul rând, nici nu-mi permit să pot să-mi arunc cu părerea despre oameni, ci pur și simplu spun. Eram întrebată cum e ținuta și spuneam. Ei, ele o luau personal, pentru că atât puteau în mintea lor de găină. Și atunci se ajungeau la niște chestii de-astea prostești.